Principele Nicolae a oferit imagini emoționante alături de soția și fetița sa. Acesta a fost primul paște între ei, iar întreaga familie a fost îmbrăcată în straie populare cu ocazia sărbătorilor pascale. Mezina familiei Maria Alexandra a strălucit într-o rochiță roșie. Încă de la venirea pe lumea micuței, principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, nu s-au oferit să-și exprime bucuria de a fi părinți. Aceștia au postat numeroase fotografii cu fetița care nu a împlinit încă un an. Cu ocazia Paștelui, principele Nicolae a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook și a publicat noi poze de familie. El și soția sa poartă haine tradiționale, dar cea care atrage atenția e fiica lor, îmbrăcată într-o rochiță roșie. Hristos a înviat! Sărbători pascale binecuvântate! a scris acesta în mediul online. Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Strănepoata regelui Mihai s-a născut pe 7 noiembrie 2020 și are deja șase luni de viață. Principele Nicolae mai are un copil dintr-o relație anterioară. La acel moment, gestul său a fost criticat dur de familia regală, care a decis să-i retragă titlul de principe al României.